Tradition between bread. Welcome. Eat the milk. It's good, healthy. It's good. خلي رايحين. لو أنا حامل السؤال. شيل الدخان هذا يدخنها. Baby Cameron, o cămiluță, e ca un miel. Uite, e cel mai drăguț puiuț de cămilă. Cel mai drăguț. Mama și puiul. Nu vedi la bine, du-te la mami. Du-te la mami. Auziți? În fiecare dimineață mă trezește zgomotul ăsta de cămilă. Cămiluța! O, ce drăguț ești tu! Ia să vedem. Face un sunet specific. Bolborosește! Ce tare! Tare, nu? Numai masculii fac asta, cumva să atragă femelele. Nu știu de ce... Când le faci așa, poate cred că sunt cămiluțe. Salam aleikum. Ciorpaște caprele în deșert, doamne, nu știu. Dar uite că... Și ai cămiluța Shailan. Neața, astăzi, alături de vărul Mohamed, facem o mică plimbărică printr-un canion. Drum bun! Ceiuțul de dimineață. O să am ocazia astăzi să văd mai bine deșertul, să-l descoper, că o să l-acompaniez pe Aid într-un tur cu niște turiști de prin Franța, așa că te mai aștept. Trecem prin canion. Cu toate că e deșert, incredibil cum cresc plantele pe aici. Thank you.
arată un camping în deșert. Un alt canion ne așteaptă, Abu Hashaba. Arată o tabără de beduini unde vor veni turiștii. Pregătim focul. Așternuturi, pături. Și bineînțeles, deșert, munți. Traditional, authentic cooking. La mulți ani, 2021, dragilor, aș vrea să vedeți și voi ce văd și eu, sau să auziți, să simțiți experiența, sentimentul pe care îl trăiesc acum prima dată când dorm în deșert și nu în cort, ci lângă. Vreau să văd stelele. Stelele din deșert sunt, wow, superbe. Cerul fantastic. Și o liniște absolută. Noapte bună! Happy New Year!